Ca un factorul X, în 4 zile de audiții, juriul X-Factor a auzit 10 de voci foarte bune. După etapa audițiilor, concurenții vor merge într-o tabără de pregătire. Totul pentru ca la final să câștige acel român care poate deveni un superstar. Ultima zi de audiții X-Factor i-a găsit pe bucureșteni la fel de plin de energie. Publicul de la sala Palatului a cântat, a dansat și a aplaudat pe concurenți, iar juriul a fost impresionat. Sunt mulți care se ridică la standardele pe care noi le așteptăm de la acest concurs. Și vedetele Antenei 1 au vrut să ia parte la show. Factorul X cred eu că există în fiecare om în parte. Trebuie doar descoperit și odată descoperit, puțin șlefuit și poate că se ajunge într-adevăr și la o carieră. Este mare fan X Factor, el cântă și dansează foarte frumos. Cine să câștige, mami? Cel mai bun! Odată cu audițiile de la București, se încheie prima etapă X-Factor. În etapele următoare, membrii juriului vor fi mentor pentru concurenți. O să le dau cele mai bune sfaturi. M-am pregătit deja. Ce o să învăț eu pe concurenți? Să-și descopere eul interior. Fiecare artist trebuie să aibă un brand. Nu să-l copieze pe un altul care există deja, e consacrat. Eu am să-i sfătuiesc și am să-i învăț tot ceea ce știu eu și tot ceea ce aplic eu în ceea ce privește cariera mea. La final va rămâne un singur concurent, cel care va lua acasă premiul de 200.000 de euro oferit de Orange.